Domnul Alexandru? Da? Domnul Alexandru? Bună ziua! Bună ziua! Cine v-am găsit? Cine ați venit? Ne primiți? Da, 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 sigur! Noi suntem de la surprize la domiciliul Telorman. Și astăzi avem o surpriză pentru dumneavoastră. Venit din partea cuiva drag, care s-a gândit să vă facă ziua mai frumoasă. La dumneavoastră, toată vă rog. Cu șampania. Mulțumesc. Haideți aici lângă noi, puteți să veniți, să știți. Și soția sau cine îi dăm buchetul. Bună ziua. Aveți idee cine ne-a trimis la dumneavoastră? Nu. Nu eu. O să ascultați o dedicație muzicală și la final vă citesc un mesaj și aflăm cine ne-a trimis. Da? Iubește luna la fel soarele, așa cum îmi iubesc frații și surorile. Dar pății ceva mi-aș vinde inima de tot, să-i văd că suferă, orice-ar fi nu pot. Nu iubește luna la fel soarele, așa cum îmi iubesc frații și surorile. Dar pății ceva mi-aș vinde inima de tot, să-i văd că suferă, orice-ar fi nu pot. Când ai frații lângă tine, alelele, tot în viață îți merge bine. Fiecare sărbătoare este frumoasă, dar ziua ta de naștere este cea mai deosebită. Cât de frumos este când spui cuvântul frate. Îți doresc bucurii, victorii, să eviți problemele, să fii iubit și prețuit. Cu drag, din partea fraților, a părinților și a nepoților. Mulțumesc frumos! Ia uitați felicitarea! La mulți ani, să fii sănătos și tot ce mai frumos vă dorim!